În Vinerea Mare, creștinii romano-catolici țin post negru până la sfințit, în semn de respect pentru suferințele Mântuitorului pe cruce. Și la Biserica Romano-Catolică din Năvodari, pregătirile au început încă de ieri, în Joia Sfântă. Astăzi este Vinerea Sfântă, în biserica noastră se ține post și abstinență, pentru că în Vinerea Sfântă Iisus a murit pe cruce. El și-a dat viața pentru a ne mântui pe noi toți de păcatele noastre. Paștele Catolic va fi sărbătorit anul acesta pe 8 aprilie. Pentru toți credincioșii, nu numai romano-catolici, că este aproape și sărbătoarea Paștelui Ortodox, celebrăm de fapt același moment, patima, moartea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Tuturor le doresc din inimă un timp al postului binecuvântat, cu multe haruri, și sărbătoarea Paștelui cu urările de bine și la fel cu binecuvântarea lui Dumnezeu și Hristos a înviat. La Vatican, Papa Benedict al XVI-lea va oficia slujba patimilor în Biserica Sfântul Petru. Ceremonia va fi urmată de tradiționalul drum al crucii prin centrul orașului Roma. Sâmbătă seară, suveranul pontif va lua parte la slujba pascală, pentru ca duminică dimineață să rostească binecuvântarea Urbi et Orbi.